este momentul să începem să edităm primul clip. De exemplu, dacă dorim să edităm acest clip, se execută un clic dreapta pe el și se alege opțiunea Split Clip. Se deschide o fereastră similară cu cea pentru previzualizare, doar că acum această fereastră conține și butoane pentru stabilirea punctelor de start și de sfârșit ale clipului. Apoi regăsim o bară orizontală cu ajutorul căreia ne putem deplasa în interiorul clipului în orice zonă dorim. După stabilirea punctelor de start și de sfârșit, se acționează butonul Create. Fereastra rămâne deschisă pentru a oferi posibilitatea în continuare să extragem și alte zone din clip. După terminarea acestei acțiuni, pentru a închide această fereastră, se acționează bineînțeles butonul de închidere a ferestrei. Se observă în zona fișierelor proiectului apariția unui nou element, ce conține clipul editat cu ajutorul opțiunii Split Clip. Pentru a adăuga acest clip editat în clipul de prezentare, trebuie adus în zona numită Timeline. Puteți observa că există mai multe track-uri, și anume 5, în care puteți așeza clipul nostru. După aducerea clipului în zona timeline, putem folosi cursorul de deasupra pentru a face un zoom in pictogramelor de pe timeline pentru a fi mai ușor vizibile. Puteți folosi și scurtăturile de la tastatură pentru zoom in și zoom out, și anume egal pentru zoom in și minus pentru zoom out. Puteți folosi de asemenea și combinația de taste Control și scrollul mouse-ului pentru zoom. Odată adăugat clipul, putem acționa butonul Play din fereastra de previzualizare pentru a arunca o privire asupra clipului adăugat. În timpul previzualizării se deplasează în zona Timeline acest indicator ce arată locul unde se află imaginea redată. Dacă se apasă butonul de pauză a previzualizării, acest indicator se oprește exact în locul în care am acționat butonul de pauză. Ne putem deplasa în interiorul clipului deplasând acest cursor înainte sau înapoi, după preferințe, putând astfel să ne oprim la un cadru anume. Pentru a adăuga un nou clip în timeline, nu avem altceva de făcut decât să tragem un alt clip în această zonă și să-l poziționăm după primul clip. Se observă că dacă aducem acest clip aproape de primul, la un moment dat se va lipi de acesta, lucru care se datorează unei opțiuni ce se activează sau dezactivează acționând acest buton sub forma unui magnet. Dacă se dorește divizarea unui clip în așa fel încât să menținem doar o parte din clipul introdus în cronologie, putem deplasa cursorul la începutul clipului și tragem de mouse până la cadrul cu care dorim să începem respectivul clip. Dacă dorim să încheiem proiectarea clipului mai devreme de finalul său, deplasăm mouse-ul la sfârșitul clipului și, bineînțeles, vom trage de mouse în așa fel încât să eliminăm cadrele ce nu dorim a fi proiectate. După efectuarea acestor operațiuni, vom repoziționa clipul în cronologie. Se observă că am adăugat aceste clipuri în track-ul 1, dar în OpenShot există 5 track-uri. Dacă poziționăm un clip într-un track de deasupra, vom observa că va fi proiectat în clipul final clipul ce se află poziționat în track-ul de deasupra track-ului 1. Deci aceste track-uri nu sunt altceva decât straturi în care putem adăuga clipuri, fiind proiectate clipurile ce se află în straturile superioare. Dacă din motive obiective considerăm că nu ne sunt de ajuns 5 track-uri, putem adăuga câte track-uri vrem, executând un clic dreapta în această zonă și alegând una din opțiunile Add Track Above, care va introduce un track deasupra, sau Add Track Below, care va introduce un track de desubtul track-ului selectat.
Tot de aici putem redenumi track-urile în așa fel încât să fim mai organizați în cazul în care am adăugat mai multe track-uri. Pentru acest proiect simplu nu avem nevoie de atât de multe track-uri, prin urmare voi șterge două dintre ele, trei track-uri considerând a fi suficiente pentru proiectul nostru. Pentru a șterge un clip adus în cronologie, îl vom selecta prin executarea unui singur clic pe el și apăsând tasta Delete. O altă modalitate de a adăuga clipuri în timeline este printr-un clic dreapta pe clipul ce se dorește adăugat și apoi opțiunea Add to Timeline. Astfel se deschide o fereastră din care putem stabili la ce cadru să pornească acest clip, putem selecta între partea audio sau video a clipului sau opțiunile referitoare la efectul Fade, Zoom și Transition. Bineînțeles că în mod automat a fost adăugat acest clip în al treilea track pe care eu l-am denumit titlu. Voi repoziționa acest clip pe track-ul numit Video. În acest moment, dacă acționăm acest buton, cursorul din cronologie se va duce la începutul clipului nostru de prezentare și putem să aruncăm o mică privire asupra clipurilor pe care le-am adăugat până acum.